S-au tras focuri de armă vineri dimineața în localitatea Sărata din județul Sibiu. Două familii din sat s-au certat, iar de la vorbe grele până la amenințări cu pușca a fost un singur pas. Se pare că un pădurar a ieșit cu arma din casă și s-a deplasat la locuința unui vecin. Acolo a început să o fluture în aer. Se pare că totul a pornit de la un autoturism parcat pe marginea drumului. Poliția face acum cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat. Poliția locală Sibiu a intensificat controlele în teren pentru depistarea celor care nu păstrează curat domeniul public și aruncă pe jos mucuri de țigară, coși de semințe sau diverse ambalaje și hârtii. Activitatea de monitorizare s-a concentrat în stațiile de taxi din oraș, astfel 65 de fapte au fost sancționate. Amenzile pentru aceste fapte sunt cuprinse între 100 și 350 de lei. FC Hermannstadt s-a impus la scor în meciul de pe teren propriu de la Mediaș cu FK Cisterada, în ultimul joc al etapei a 5-a a Ligii 2. Sibienii au învins cu scorul de 4-1, golurile fiind marcate de Petrescu, Oroian, Popescu și Balaure. Sibiul este pe locul 3 în clasament la egalitate de puncte cu Steaua și Concordia Chiajna, însă diferența dintre ele este făcută de golaveraj. FC Hermannstadt va juca etapa viitoare în deplasare cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.